Narațiunile cu eroi inspiră un comportament nobil în sufletul nostru, al tuturor. Nu trebuie să fii copil pentru ca să știi asta. Povestea lui Steinhardt, supraviețuitor al temnițelor comuniste, oferă tinerelor generații un exemplu extraordinar de integritate, de inteligență și intransigență morală. Te întreb uneori ce vom aduce noi, românii, la marea judecată a popoarelor. Poate că nu foarte multe mostre de civilizație materială, autostrăzi, drumuri. Dar vom putea înfățișa lumii câteva exemplare de umanitate luminoasă. Oameni capabili de jertfă și răscumpărare. România a avut un Churchill al literelor. El s-a numit Nicolae Steinhardt. A iubit curajul și a exaltat boieria. Întreaga sa viață a fost un omagiu adus aristocrației spiritului. Martor la ororile veacului 20, monahul de la Rohia, și-a păstrat nealterată prospețimea intelectuală și tinerețea sufletească.